Da. Doamnelor și domnilor senatori, declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 29 noiembrie 2023. Și vă anunț că din totalul de 136 de senatori până în acest moment și-au înregistrat prezența imediat. Și am înregistrat prezența 88 de senatori. Ședința este condusă de subsemnatul, președintele Senatului, asistat de doamna senator Roberta Alma Anastase și domnul senator Sorin Lavric, secretari ai Senatului. Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi a fost distribuită. Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului ordinea de zi, vă rog. Da. Vă rog, domnul senator. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să supuneți la vot suplimentarea ordinii de zi cu dezbatere și vot pe L591. Mulțumesc. Cum? Pe ce punct, domnul senator, pe ce punct să introducem? Pe primul punct. Punctul 2. Ca atare, propun să supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost distribuită și suplimentată la punctul 2 cu propunerea domnului senator Romașcanu pentru L591. Rog, votați! Cum? Atunci ne oprim aici și verificăm. Vă rog să număr, să vorbim cu tehnicul și să vedem câți nu au reușit să voteze. Verificați, vă rog, dacă funcționează cartelele acolo, în partea stângă, să putem relua votul. Vă rog. Pe procedură, domn președinte, trebuia să faceți două solicitări separate. Una, suplimentarea ordinii de zi, să o supuneți la vot, după care ordinea de zi să o supuneți iarăși la vot modificată. Mulțumesc. Câștigăm timp, am înțeles. Deci, reluăm. Supun la vot ordinea de zi și suplimentarea propusă de către domnul senator Romașcanu pentru L591 la punctul 2. Rog, votați!
4. Deci, din 85 de senatori prezenți, au votat pentru 89. Deci din totalul de 89 de senatori prezenți au votat pentru 77, 12 abținere, aprobat. Programul de lucru pentru această zi, conform programului de lucru propus de biroul permanent și aprobat de Comitetul Liderilor, sesiunile de întrebări, interpelări și declarații politice s-au desfășurat de la ora 10. Începând cu ora 12, continuăm cu lucrările plenului Senatului. Sunt intervenții în legătură cu acest program? Rog doamna și domnii deputați să meargă la balcon. Rog microfonul la domnul senator Câțu. Domnul președinte, vă mulțumesc. Dacă se poate să folosim chestorii ca să pot să-mi exercit situația aici de senator. Situația de penal. Oamenii sunt, dacă se poate să avem cei care nu fac parte să nu fie, să nu disturbe ședința, dacă se poate să avem. Atâta. Suntem de acord. Rog chestorul de ședință. Rog liderii de grup să vină la mine. Liderii de grup, rog să vină la mine. Îi rog pe membrii Camerei Deputaților să părăsească sala și să ne dea voie să desfășurăm lucrările. Gata, putem să începem? Vă mulțumesc, asta așteptam. Deci, dacă nu sunt intervenții, vă supun votului programul de lucru prezentat. Vă rog, votați.
Din totalul de 89 de senatori prezenți, 89 au votat pentru aprobat. Stimați colegi, continuăm lucrările. Pentru perioada 4-9 decembrie 2023, Biroul Permanent a propus proiectul de program de lucru, a fost afișat pe site. Dacă sunt intervenții în legătură cu acest program. Dacă nu sunt, supun votului programul de lucru. Vă rog, votați. Din 87 de senatori prezenți, 80 au votat pentru, 7 contra, aprobat. La punctul 2, secțiunea 3 a ordinii de zi, avem solicitarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, adresată Senatului României, pentru declanșarea procedurilor de ridicare a imunității parlamentare și pentru exercitarea dreptului Senatului de a cere urmărirea penală față de domnul senator Florin Vasile Câțu, fost prim-ministru, în dosarul numărul 243/P/2021 al Direcției Naționale Anticorupție. Stimați colegi, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile articolului 165, alineatul 7, din regulamentul Senatului republicat, la dezbaterea asupra cererii de începere a urmăririi penale, vor lua cuvântul președintele comisiei care a întocmit raportul, senatorul la care se referă cererea respectivă și, după caz, câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, după care se trece la vot. În legătură cu solicitarea parchetului, Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare a hotărât să propună repartizarea timpului alocat pentru dezbateri, după cum urmează. Domnului senator Florin Vasile Câțu se rezervă 15 minute, pe care le utilizează la începutul și sfârșitul dezbaterilor. Grupurilor parlamentare li se alocă 30 de minute repartizate astfel. Grupul parlamentar PSD 11 minute, grupul parlamentar PNL 8 minute, grupul parlamentar USR 4 minute, grupul parlamentar AUR 3 minute, grupul parlamentar UDMR 2 minute, senatorii neafiliați la grupurile parlamentare 2 minute, în total 30 de minute. Vă supun votului propunerile de repartizare a timpilor de intervenții din partea grupurilor parlamentare. Vă rog, votați! Din totalul de 89 de senatori prezenți, 86 au votat pentru, contra 2, abținere 1, aprobat. Îl invit pe reprezentantul Comisiei Juridice de numiri, disciplină, imunități și validări pentru prezentarea raportului și a proiectului de hotărâre. Vă rog, doamnă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raport asupra solicitării parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul senator Câțu Florian Vasile, în dosarul penal numărul 243/P/2021. În temeiul articolului 109, alinia 2, din Constituția României, republicată la articolul 12 din legea numărul 115/1999, privind responsabilitatea ministerială, republicată cu modificările ulterioare al deciziei Curții Constituționale numărul 270 din 2008 și al articolului 164 din regulamentul Senatului în vigoare, Procurorul General al României, domnul Alex Florența, a transmis Senatului României solicitarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, prin adresa 2075/C/24/11/2023, de formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul senator Câțu Florian Vasile, fost ministru, prim-ministru al României, apreciind că, pentru stabilirea corectă și completă a situației de fapt, se impune efectuarea unor acte de urmărire penală cu îndeplinirea în prealabil a dispozițiilor articolul 305, aliniat 4, din Codul de Procedură Penală. Faptele ce fac obiectul cercetărilor au fost săvârșite în exercițiul funcției de prim-ministru, deținând actualmente calitatea de senator, potrivit dispozițiilor articolului 109 aliniat 2 din Constituția României, republicată, doar Senatul are dreptul să ceară urmărirea penală a domnului Câțu Florian Vasile. De asemenea, Parchetul General a atașat dosarul de urmărire penală. Biroul Permanent al Senatului, în ședința din 24 noiembrie 2023, au hotărât transmiterea solicitării parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, menționată mai sus, Comisiei Juridice de Numiri, Disciplină, Imunități și Validări, în vederea întocmirii raportului la data de 29 noiembrie 2023. În conformitate cu dispozițiile articolului 109 alinia 2 din Constituția României republicată, articolul 12 și articolul 19 din legea numărul 115/1999 republicată, privind responsabilitatea ministerială și decizia Curții Constituționale numărul 270/10/3/2008, așa cum se precizează și în referatul Direcției Naționale Anticorupție, se impune efectuarea unor acte de urmărire penală pentru stabilirea corectă și completarea situației de fapt, vizând săvârșirea, printre alții, de către domnul Voiculescu Vlad Vasile, Mihaila Ioana, Câțu Florian Vasile. În temeiul dispozițiilor 23 aliniat 1 din legea 96/2006, privind statutul deputaților și al senatorilor republicată, deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru faptele care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți ori arestați preventiv sau la domiciliu fără încuvințarea camerei din care fac parte și fără a proceda la ascultarea lor. După studierea referatului, a dosarului, având în vedere audierea realizată în cadrul comisiei, ținând cont de dezbaterile care au avut loc, senatorii prezenți în ședința din 29 noiembrie 2023 s-au pronunțat prin vot secret asupra solicitării de a formula cererea de urmărire penală împotriva domnului senator Florian Câțu. Astfel, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți ai comisiei, au hotărât să adopte un raport favorabil asupra solicitării parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul senator Florian Vasile Câțu. Acum permiteți-mi să dau citire hotărârii privind cererea de urmărire penală a domnului senator Câțu Florian Vasile, fost prim-ministru. Având în vedere adresa numărul 2075/C/24/11/2023 a procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind solicitarea formulării cererii de urmărire penală a domnului senator Câțu Florian Vasile, fost prim-ministru, în temeiul prevederilor articolului 109 aliniat 2 din Constituția României, republicată, și ale articolului 165 aliniat 8 din Regulamentul Senatului, aprobat prin hotărârea Senatului numărul 28/2005, republicat, Senatul adoptă prezenta hotărâre, articol unic, Senatul cere urmărirea penală sau hotărăște să nu ceară urmărirea penală a domnului senator Câțu Florian Vasile, fost prim-ministru în perioada 23 decembrie 2020, 25 noiembrie 2021, pentru faptele care fac obiectul dosarului numărul 243/P/2021 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției. Această hotărâre a fost adoptată în Senat cu respectarea prevederilor articolului 76 alinia 2 din Constituția României republicată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna senator. În continuare, îl invit pe domnul senator Florin Vasile Câțu să-și exprime punctul de vedere cu privire la solicitarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, adresată Senatului României.
Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi senatori, la aproape 100 de ani de la precedenta pandemie, pe o perioadă de 3 ani de zile, între 2020 și 2023, România, dar și toate țările lumii, toți am fost afectați de o pandemie de o duritate extremă. A lovit prin surprindere, cu o forță pe care nu o estima nimeni. Omenirea nu era pregătită de această lovitură. Deciziile peste tot în lume erau luate de la o zi la alta, în funcție de evoluția pandemiei. Totul era atunci supus ipotezelor, nu existau date concrete cu privire la soluționarea situației. Domnul senator, vă rog să vă opriți până când revine ordinea în sală. Continuați, vă rog. Totul era supus ipotezelor, nu existau date concrete cu privire la soluționarea situației. Această incertitudine a durat ani de zile. Ne aducem cu toții aminte că ceea ce a început ca o simplă răceală a ajuns să fie de fapt un virus mortal, devastator, imprevizibil, rezistent la cam toate tratamentele pe care le aveam atunci. Un virus care a închis planeta. România a făcut față unei situații extrem de dificile, fără spitale specializate, cu rezerve de stat lăsate goale și un sistem de sănătate supra-solicitat și luat prin surprindere. Ca premier, acțiunile mele au fost întotdeauna îndreptate către ieșirea cât mai rapidă din pandemie și din criza economică creată ca urmare a acestei situații pandemice. În ciuda acestor dificultăți și a tot felul de evenimente neprevăzute, am putut vedea o creștere economică sănătoasă și o revenire a economiei în 2021, dar și eliminarea efectelor pandemiei din sectorul economic. Este important să ne amintim astăzi că România a fost lovită de valul 4 al pandemiei în perioada septembrie-noiembrie 2021 și a mai urmat un val 5, care a durat până în martie 2022. Cine putea să spună în 2021 că vom avea și valul 4 și valul 5 cu asemenea de efecte devastatoare pentru noi toți, când majoritatea țărilor din Europa au reintrodus restricții la începutul anului 2022. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că omenirea a scăpat de această pandemie abia în mai 2023. În tot acest context imprevizibil, dificil, complicat, am pus pe primul loc, atât timp cât am fost premier, dar și ministru al finanțelor, sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Eram conștient că în fiecare clipă, că orice decizie luată avea implicații mai mult ca niciodată pentru viața oamenilor. Câte spitale, câte capaturi ATI, câte cadre medicale, câte resurse ale statului erau suficiente pentru a ne asigura că fiecare român, dar fiecare român, are cele mai bune condiții. Am păstrat în acea perioadă cea mai liberă economie din UE, iar românii au putut să aleagă dacă se vaccinează sau nu și cu ce vaccin doresc să se vaccineze. Îmi asum că în acel moment guvernul României a făcut tot ce, în contextul imprevizibil și complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce trebuia să facă. Întotdeauna voi apăra din orice funcție sănătatea concetățenilor mei, bunăstarea lor și libertățile individuale și economice. Mi-am îndeplinit corect atribuțiile în toate funcțiile pe care le-am deținut cu respectarea legislației în vigoare. Dar și de acum înainte, atât timp cât rămân în politică, mă voi bate pentru bunăstarea tuturor românilor. Mă voi bate să elimin supraimpozitarea contractelor part-time, să reduc impozitul pe dividende,
să scot toate taxele introduse de socialiști și să eliberez toate piețele de intervențiile statului cu bocancii. Mă voi lupta ca românii să plătească o singură contribuție la sănătate dintr-o singură sursă de venit. Mă voi lupta pentru taxe mici, plătite de toți, fără excepție. Mă voi lupta pentru o Românie de dreapta, care să ofere aceleași oportunități pentru toți românii. Lăsăm justiția să-și facă treaba. Vă mulțumesc, domnule senator. Continuăm cu intervenții ale reprezentanților grupurilor parlamentare. Din partea grupului parlamentar PSD, are cuvânt domnul senator Mașcan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a ruga colegii, colegele, să menținem o atmosferă de lucru care trebuie să fie proprie Senatului și Parlamentului în general. Vorbim pe rând, ne spunem părerile. Nu este un studio de transmisie cinematografică Senatul României și nu este nici locul în care să-ți faci campanie constant, deranjând tot ce se poate deranja. Sper să avem decența să ne exprimăm pe rând. Bun, legat de cazul în speță, nu-mi face nicio plăcere să discut și să fim cu toți în situația de a vota urmăriri penale. Nu pentru că ar trebui să apărăm asemenea oameni, ci pentru că asemenea oameni n-ar trebui să facă ceea ce au făcut. Neplăcerea în ceea ce îl privește pe domnul Câțu este și mai mare. Pentru că istoria ori a vrut să glumească cu noi, ori a vrut să ne dea o lecție, l-a propulsat de nicăieri pe domnul Câțu în cea mai importantă funcție în executivul român. Funcție pe care a luat-o pe persoană fizică, funcție care a venit la pachet cu o aroganță imensă, cu o autosuficiență care nu putea fi combătută în niciun fel. Toate deciziile dumnealui erau perfecte, nu lua niciodată prizonieri, totul era lapte și miere. Da, a fost cea mai cumplită pandemie de 100 de ani încoace. Dar ce poate fi mai trist pentru o țară într-o asemenea pandemie să aibă la cârma deciziei de a salva oamenii pe cel mai incompetent prim-ministru pe care l-a avut România în trecutul mai recent și mai îndepărtat. Este un miliard plus TVA, nu vă jucați cu mărunțiși. E mult, domnule Câțu. Ați împrumutat 200 de miliarde, ne spuneți că ați luat cu dobânzi negative. Ați avut o singură emisiune de obligațiuni cu dobânzi negative când toată Europa era în deflație și firește că am beneficiat și noi, deși nu e un semn de sănătate economică, ăla să avem o tranșă de împrumut cu dobânzi negative. Un miliard contestat, că ar fi zis ministrul sănătății altceva, nu. Au fost comenzi date și cantități contractate, care înseamnă obligații ale statului român, pe care acum încercăm din greu să le renegociem pentru a scăpa de achiziția unor vaccinuri pe care nu avem de ce să le luăm și nu avem cum să le folosim. Este și un moment al adevărului pentru cavalerii dreptății din Parlament. Colegii din USR, care, sigur, un demers corect la care ne-am alăturat, fără penalii în funcții publice, fără penalii voștri în funcții publice, ai noștri nu sunt chiar așa penali, pentru că s-ar fi putut ca procurorul să fie antivaccinist, este o piruietă care în fața alegătorilor dumneavoastră vă va descalifica definitiv. Aveți bărbăția să vă sfătuiți colegii să accepte și să aibă un discurs corect. Nu este nimic ne la locul lui să aplicați pe dumneavoastră ceea ce aș cerut să aplice pe alții. Este evident că justiția trebuie să-și facă datoria. De ce justiția e bună numai câteodată și e proastă altădată? Va trebui să vă explicați acest demers către alegătorii dumneavoastră. Este
Probabil un moment și foarte trist pentru ego-ul imens al domnului Câțu să nu fie el autorul, ci doar complice. Poate puteți să convingeți procurorii să vă ducă la același nivel de importanță a infracțiunii ca să vină pe măsura talentelor dumneavoastră. Acum s-a devolat și o altă explicație a sintagmei echipa câștigătoare. Da, ați câștigat. Bani, mulți. Probabil că nu un miliard, probabil că nu vom ști exact până nu vor fi anchetele duse până la capăt, dar ăsta este singurul lucru pe care l-a câștigat echipa câștigătoare atunci și acum câștigă blamul întregii societăți. Este rău că am ajuns să avem cel mai mare tun documentat dat vreodată în România într-un moment în care România avea cel mai mare nevoie de conducători onești și de oameni care să nu fie îmbogățiți de război, care știm exact cum erau tratat pe vremea respectivă. Nu pot să spun decât că grupul parlamentar senatorial al Partidului Social Democrat va vota pentru această hotărâre, ceea ce va face din domnul Câțu un recidivist. Vă mulțumesc. Rog grupul parlamentar PNL, domnul Fenechiu. Mulțumesc, domnule președinte. Constituția României scrie destul de categoric că justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și de către instanțele judecătorești. Este și motivul pentru care astăzi, în Comisia Juridică și astăzi în plen, senatorii Partidului Național Liberal vor vota pentru a da verde justiției să cerceteze faptele pe care le impută lui Florin Câțu. Pentru că așa este normal. În democrație, Parlamentul legiferează, Guvernul administrează, iar justiția soluționează problemele care pică în competența ei. Altminteri, n-ar mai fi democrație și cu siguranță ar fi altfel decât bine. L-am auzit pe liderul Partidului Social Democrat într-un discurs extrem de analitic, din care pot fi de acord cu o singură afirmație, și anume cu aceea că justiția trebuie să-și urmeze cursul, justiția trebuie să facă dreptate. În rest, a fost un discurs politic care nu avea nicio legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. E puțin important cum a devenit Câțu președinte de partid, prim-ministru. Important este că noi astăzi discutăm despre faptul că Florin Câțu, da, este în fața noastră și DNA-ul ne spune, oameni buni, lăsați-ne să-l cercetăm, că noi susținem că au dat un tun, cum spune colegul de la PSD, de 1 miliard de euro. Sună fabulos, plus TVA, sună fabulos de sonor, 1 miliard de euro. Pentru cei care au asistat la ședința Comisiei Juridice și care au ascultat și argumentele inculpatului Florin Câțu, ca să folosim o sintagmă deja celebră, lucrurile n-ar sta așa. Dar dacă stau așa sau nu, nu trebuie să stabilim noi, trebuie să stabilească procurorii și respectiv judecătorii, dacă sunt la judecători. Florin Câțu spune așa, nu există niciun prejudiciu, pentru că vaccinurile care au fost plătite sunt doar cele care au fost livrate. Cele care nu au fost livrate, nu au fost plătite. Florin Câțu spune, nu eu am semnat contractul care prevedea 90 de milioane de doze. Contractul a fost semnat cu un an înainte. A fost semnat de președinta Comisiei Europene. României revenea o cotă de 4,1% din 450 de milioane. Noi, pe bază de memorandum, n-am făcut altceva decât să fundamentăm niște achiziții. Zice Florin Câțu, e prima dată în istoria României când cineva răspunde pentru memorandum. Și atunci stau și vă întreb. Are dreptate Câțu? Are dreptate procurorul DNA? Au dreptate cei care l-acuză? Au dreptate cei care l-apără? Cu siguranță cineva are dreptate, mai multă sau mai puțină. Dar cred, și colegii mei din PNL cred,
că nu e treaba nici a liberalilor, nici a useriștilor, nici a pesediștilor, nici a auriștilor să stabilească cine-i de vină. De-aia spune Constituția României, justiția se înfăptuiește prin alta curte și prin instanțele judecătorești. În alta curte va stabili dacă Florin Câțu este vinovat sau nu. Dacă e vinovat, va plăti. Dacă nu e vinovat, nu va plăti. Și vom vedea aceste lucruri la momentul ăla. Mai trebuie să fac o precizare care mi s-a părut extrem de importantă. Am fost sesizați cu o solicitare și fac această precizare pentru că am sesizat că nici presa n-a înțeles foarte bine. Sesizarea avea două componente. Unu, ridicarea imunității, doi, cererea urmăririi penale. Am spus-o în Comisia Juridică, colegii mei au înțeles, orice om cu cunoștințe juridice înțelege, ridicarea imunității parlamentare înseamnă măsuri preventive. Măsurile preventive sunt reglementate de codul penal, care stipulează foarte clar că ele nu pot fi luate decât în momentul în care persoana împotriva căruia se aplică are o calitate procesuală, respectiv de învinuit, suspect mai nou pe procedură sau inculpat. Nu este cazul în momentul de față, motiv pentru care Comisia Juridică va investi cu un raport în care noi cerem parchetului să facă urmărirea penală, să administreze probe, atât probele care sunt pentru Florin Câțu, cât cele care sunt împotriva lui Florin Câțu, la finalizarea cercetării, urmând să vedem care este opinia procurorilor și ulterior verdictul judecătorilor. Asta înseamnă statul de drept, restul nu sunt altceva decât cancanuri, nu sunt altceva decât demagogii, nu sunt altceva decât populisme. Speța cu Florin Câțu este foarte importantă. Este foarte importantă datorită faptului că, indiferent că este vinovat sau nu, este o speță care se referă la un moment excepțional al României în care un număr de oameni au trebuit să ia decizii. Că a luat decizii corecte Câțu sau nu, vor stabili judecătorii. Însă întotdeauna trebuie să ne gândim că sub Florin Câțu au existat oameni care au luat decizii la nivel de județe, la nivel de orașe, la nivel de localități, la nivel de diverse instituții. Oameni care au trebuit să ia decizii pentru că atunci mureau oameni. N-aveau toate informațiile și ceea ce contează este buna credință și respectiv faptul că nu au vrut să fure. Ăsta e lucrul important într-o situație de genul ăsta. Pentru că o viață, două vieți, zece vieți, zeci de mii de vieți sunt mult mai importante decât orice demagogie care apare ulterior. N-aș vrea să închei, dar vreau să le spun celor care îl atacă pe Florin Câțu că există și alte cazuri celebre de care s-a vorbit. S-a vorbit de lețcani, s-a vorbit de spitale din diverse municipii, reședință de județ. Și noi n-am făcut altceva decât am lăsat lucrurile să meargă. Va veni și rândul persoanelor care au fost acolo. Și acolo voi avea aceeași poziție, da? Pentru că nu știu dacă cei care au generat spitalul de la Lițcani au vrut să fure sau au vrut să salveze vieți. Faptul că a fost un eșec putea fi o chestie de oportunitate. Dacă n-a fost un eșec, probabil că procurorul își face treaba. Este motivul pentru care, lăsând la o parte orice demagogie, așa cum v-a învățat Partidul Național Liberal, nu se face zid în spatele lui Câțu, nu îl condamnă pe Câțu, lasă justiția să-și vadă de treabă. Pentru că la momentul ăsta, Florin Câțu nu e mai vinovat decât alaltăieri și nu e mai vinovat decât mâine sau poimâine. Va fi vinovat sau nevinovat când vom avea un verdict judecătoresc. Partidul Național Liberal va vota pentru urmărirea penală. Mulțumesc! Îi dau cuvântul reprezentantului grupului USR. Vă rog. Sigur, vă rog, aveți un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă rugăm să ne spuneți și nouă în baza cărui regulament este încuiată ușa de la intrarea în plenul Senatului. Da, mulțumesc. Lăsați că îmi port singură de grijă. Nu vă mai oferi să ne purtați de grijă. Am dorit să descuiați ușa, domnule președinte. Este chiar deschisă, uitați. Este ilegal. Se închide imediat cu cheia. Da? Nu este firesc ce se întâmplă. Da, este decizia Comitetului Liderilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte.
Încep prin a spune foarte clar, USR va vota pentru începerea urmăririi penale a domnului Câțu și vom vota pentru toate solicitările care vor veni în sensul ridicării imunităților parlamentare, cum am făcut și până acum. Spre deosebire de colegii din dreapta, care în 2021 făceau scut în jurul unui coleg atunci când se solicita ridicarea imunității parlamentare. Avem un caz în care justiția trebuie să-și facă treaba. E nevoie de transparență maximă, transparență pe care Vlad Voiculescu a cerut-o din 2021. A cerut desecretizarea ședinței de guvern în care s-au luat deciziile și a tuturor documentelor legate de vaccinare. Desecretizarea stă în mâna domnului Ciolacu. Deocamdată sunt încă secrete aceste documente. Sunt multe de spus, dar aș vrea două precizări. România a trecut printr-o pandemie. Peste 8 milioane de români s-au vaccinat. Au fost salvate vieți. Guvernul de atunci a trebuit să ia decizii. Aveai decizia de a merge pe alocarea făcută de Comisia Europeană 4,3% din vaccinurile contractate, ceea ce presupunea că ai fi luat 4,3% în fiecare tranșe. Sau se putea lua o altă decizie. Nu știu dacă dumneavoastră luați altă decizie în condițiile în care alegea să luați 2% în loc de 4,3%, asta ar fi presupus că din fiecare tranșe ar fi sosit în România 2%. Însemnau mai puțini oameni vaccinați în prima parte a pandemiei, însemnau mai multe decese. V-ați fi asumat mai multe decese? Ce pot să mai adaug este că avem un prejudiciu care apare doar în punctajul PSD și despre care va trebui ca procurorul de caz să vină cu dovezi, astfel încât să ne lămurim cu toți. Mai sunt multe informații false care circulă, inclusiv acea cifră de 10,7 milioane. Acea cifră era legată de imunizarea a 70% din populație pentru a nu mai avea o transmisie a virusului. Eligibile erau aproximativ 15 milioane de români, la care ulterior s-au adăugat și copiii. Dar, încă o dată, lăsăm justiția să-și facă treaba, USR va vota pentru. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul reprezentantului grupului parlamentar AUR, domnul senator Târziu. Vă mulțumesc, domnule președinte! Să începem să risipim puțin basmele. Întâi de toate că n-am avut de-a face cu un vaccin. Am avut de-a face cu un ser. Nimeni nu știa ce poate să provoace acest ser, după cum se dovedește astăzi din cercetări științifice și din statisticile morților de pe urma vaccinurilor. Asta odată. Doi. Guvernul Câțu, ca și alte guverne care s-au confruntat cu pandemia, a practicat terorismul de stat. A încercat să ne vaccineze cu forța, iar milioanele de vaccini contractate n-au fost o obligație de la Uniunea Europeană, sau cel puțin nu ar fi trebuit să acceptăm o astfel de obligație, când e vorba de sănătatea populației României. A fost o decizie de a practica terorismul de stat, obligativitatea vaccinării și așa mai departe. Noi, AUR, am reușit, cu ajutorul românilor care ne sunt singurul aliat, să oprim această nenorocire care s-a bătea asupra noastră. 1. 2. 3. Ne aducem aminte despre domnul Câțu cum era, se autodenumea Superman. Vedem ce a reușit Superman să facă. Să participe la un exercițiu de supunere la nivel planetar din poziția de decident foarte înalt în statul român, împreună cu toți cei care i-au asigurat cabinetul și cu președintele Iohannis. Deci, domnul Câțu nu este singurul vinovat, este doar capul caracatiței, unul dintre capetele pe care noi
îl vedem astăzi. Dar sunt mulți vinovați care trebuie toți aduși la bară și să dea explicații și să fie pedepsiți, dacă vor fi găsiți vinovați de justiția română, pentru că românii așteaptă dreptate. Ce se întâmplă astăzi aici este un început de dreptate pe care noi îl sperăm desăvârșit la un moment dat și nu la un moment dat foarte îndepărtat. Un alt moment de dreptate va fi odată cu alegerile parlamentare din 2024, când Onor PNL va simți pe propria lui piele ce înseamnă să-ți bagi joc de poporul român. Domnul Câțu, și cu asta mă apropii de final, domnul Câțu a îndoctorat țara în mod nejustificat și masiv, a îmbolnăvit lumea, a înfricoșat pe toată lumea și a făcut o afacere majoră pe pielea noastră a tuturor. Deci nu merită niciun fel de aplauze, niciun fel de apărare, niciun fel de justificare. Merită să dea socoteală. Noi sperăm ca justiția într-adevăr să-și facă datoria, să meargă până la capăt și alături de Câțu, miniștrii USR ai sănătății, domnul Arafat și toți ceilalți care au luat decizii în numele sănătății noastre și chipurile pentru a ne proteja viața, dar ne-au pus-o în pericol, rog să vă apropiați de sfârșit. Să dea socoteală și să meargă până la capăt cu ispășirea pedepsei. Mulțumesc foarte mult! Da. Are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al UDMR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cele două minute alocate grupului nostru sunt suficiente. Noi nu suntem aici pentru a face o analiză politică a guvernului Câțu sau a premierului Câțu. Nu suntem aici pentru a discuta teorii conspiraționale despre beneficiile sau nebeneficiile vaccinurilor. Suntem aici pentru a hotărî asupra unei solicitări. UDMR va vota pentru ca justiția să-și facă treaba. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea senatorilor fără apartenență la grupurile parlamentare are cuvântul doamna senator Șoșoacă. Frumos, domnule președinte. Hello, Superman, Xena speaking. Mai ții minte, domnule Superman, când ți-am arătat sacul acela în plenul Camerelor Reunite? Să știți că această solicitare a parchetului vine ca urmare a uneia dintre sutele mele de plângeri depuse la parchetul general. Din păcate, din cele peste 12 infracțiuni pe care le-am invocat acolo, parchetul general a ales doar o mică infracțiune, complicitate la abuz în serviciu. Ce convenabil! Atâta ordin a primit parchetul. Dar în afară de aceste vaccinuri pe care am cele mai multe întrebări și interpelări, s-a întrebat cineva cine plătește, că tot v-am adus sacul negru de plastic, cei 65.000 de morți care au fost îngropați fără niciun alt drept din partea familiilor. Cine plătește, domnule Câțu? Vedeți? Cum este acum când toți v-au părăsit? V-am auzit pe toți aici cum dați vina unii pe alții. Ce convenabil! Pentru că totul este un aranjament. Dacă n-aș face parte din justiție, aș mai înghiți prostiile astea. Dumneavoastră probabil vă veți judeca vreo 10 ani, după care s-a terminat, veți fi liber, stați liniștit, domnule Câțu. Însă teatrul ăsta de aici vă arată un lucru, că funcțiile nu sunt eterne și ar trebui să învățați toți din chestiile astea și că la un moment dat există niște persoane care trebuie să fie sacrificate, pentru că nu-i așa, vin alegerile. Domnule Câțu, ce conține vaccinul? 120 de milioane de doze pentru care trebuiau să fie 15 milioane de români
omorâți cu câte 8 doze fiecare. Cine plătește pentru efectele adverse, domnilor, doamnelor? Vă dați vina unii pe alții? Aici, în Parlament, și alții au depășit cu vreo 20 de secunde, termin acum. Aici, în Parlament, toate achizițiile de vaccinuri au fost votate de voi toți. Voi toți ați votat 136-55/2020. PNL-ul nu putea să facă nimic fără ajutorul PSD-ului. Să vă spun că era și USR-ul la guvernare, să vă spun că a fost și UDMR-ul la guvernare. Oare cine nu e de vină? Cineva trebuie să plătească, dar nu numai dumneavoastră cei trei. Lista este lungă. Unde este Arafat? Unde-i domnul Tătaru? Unde este domnul Orban? Justiția va fi făcută, dar atunci când la putere vor veni adevărații naționaliști și patrioți. Și în încheiere, stimate domn, nu vă supărați, vorbiți de vaccinuri și că Tinicheaua a acționat împotriva vaccinurilor. Pe 10 februarie 2021, când vă spuneam de vaccinuri, de achiziții și de efectele adverse, m-ați dat afară și acela secretar de aici a dispus ca eu să fiu dat afară, să mi se închidă microfonul, pentru că vorbesc de achiziții de vaccinuri și de efectele adverse. Lăsați demagogia ieftină, domnilor întârziați de Tinichea. Mulțumesc, domnule Câțu, eu nu vă spun la pușcărie. Eu vreau să se facă dreptate, iar banii să-i dați înapoi României, că nimeni nu vă obliga vreodată să semnați un memorandum. Nimeni nu vă poate obliga să semnați dacă nu vreți. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Stimați colegi, vă reamintesc că în conformitate cu prevederile articolului 15 din legea numărul 115 din anul 1999 privind responsabilitatea ministerială republicată, cu modificările ulterioare, cererea de urmărire penală se adoptă cu respectarea prevederilor articolului 67 și ale articolului 76 alineatul 2 din Constituția României republicată, iar votul este secret și se exprimă prin bile. Cum? Mai aveți dumneavoastră? Ok. Revenim. Domnul senator Romașcanu solicită să completeze pentru întrebuințarea întregului slot de timp alocat. Vă rog. Doar câteva cuvinte. Asta e avantajul când ai un grup mai mare, că ai mai mult timp. Nu e demagogie. Acum nu vă bucurați. Nu mă bucur. Nu e demagogie, este pur și simplu o tribună politică Parlamentul. Sigur, vinovăția o stabilește justiția. Dar pentru noi și pentru românii care au suferit în perioada respectivă, domnul Câțu este vinovat. Nu este o vinovăție cu pedeapsă. Poate pedeapsa va fi la vot. Dar este o vinovăție constatată de guvernare dezastroasă, de împrumuturi fără noimă, de vaccinuri, 90 de milioane, alea sunt comandate, necomandate, sunt contractate. Cât va fi prejudiciu, înțeleg că domnii de la USR se bucurau că nu e un miliard de 500 de milioane. Dacă aveți 500 de milioane de euro, cu atât mai bine aduceți-i de acasă și dați-i și puteți beneficia de clemența justiției. În același timp, domnii de la USR ne duc într-o zonă, e populară expresia asta acum, de disonanță cognitivă. Au anunțat că vor vota pentru declanșarea urmăririi penale. Anunțați-i și pe cei doi colegi să aibă același tip de discurs. Pentru că dacă nu au același tip de discurs, cineva dintre dumneavoastră minte. Am aici, vă las să luați comunicatul privind constatarea încălcării independenței procurorilor DNA, malpraxis judiciar, atac politic, cel mai mare malpraxis. Când făceau alții asta, vă rupeați cămașa după dumneavoastră. Aveți acolo comunicatul DNA-ului că încălcați independența justiției. Deci pentru noi domnul Câțu este vinovat și sancțiunea politică va fi la vot. Dacă justiția va decide în alt fel sau în alt quantum, asta sigur că este libertatea justiției. Vă mulțumesc și o să vă rog, dacă mai putem un minut și mai avem, cred,
pentru domnul senator Daniel Zamfir. Mulțumesc. Vă rog, domnul senator Zamfir. Da, foarte scurt, mulțumesc, domnule președinte. Eu aici vreau să constat fractura logică a colegilor de la USR. Am auzit spunând că votează pentru ridicarea imunității domnului Câțu. Asta înseamnă că demersul DNA de aflare a adevărului e unul legitim. Păi cum se pupă asta cu declarația președintelui partidului care spune că demersul DNA este un abuziv? Sau în cazul lui Câțu putem să-l cercetăm că nu-i de la noi, iar în cazul celor de la noi este o cercetare abuzivă? Eu cred că asta îngroapă definitiv toată retorica asta a celor de la USR cu fără penali în funcții publice, că penalii altora sunt penali, iar cei ai noștri sunt foarte buni și curați ca lacrima. Și aș vrea încă 20 secunde să mă refer și la intervenția domnului avocat Fenechiu. Da, domnule avocat, într-adevăr, n-a fost plătit acel miliard pentru vaccinuri, dar știți foarte bine că un angajament al statului român, un contract pe care România îl face, indiferent cine îl semnează, este un contract care trebuie respectat. Ca atare, mă surprinde, cadrele dumneavoastră, ca un liberal care apărați ce înseamnă înțelegerea între părți, să vină o astfel de atitudine. Mulțumesc mult! Da, domnul senator Fenechiu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine îmi spune domnul Zamfir, că cred că n-ați înțeles ce am spus. Acum, faptul că mi-ați invocat numele e un lucru frumos, pentru că chiar n-aveam de gând să mai urc la tribună, dar m-ați obligat. Vedeți, dumneavoastră, eu am spus mai multe lucruri care se intuitează coroborat. Am spus că este un contract mai vechi semnat de președintele Uniunii Europene. Asta am spus. Semnat în 2020. N-am spus nici o clipă că un contract semnat nu generează efecte juridice, că n-aș putea spune așa ceva. Am spus doar că prejudiciu, ceea ce probabil că ar trebui să știți, trebuie să fie unul real. Îmi aduc aminte că în urmă cu ceva vreme, cu nu știu câți ani, am votat împotriva unei solicitări de acest gen la Camera Deputaților, când cineva era acuzat datorită faptului că făcuse un antecontract de vânzare-cumpărare pe 300.000 de hectare de teren. Și la momentul respectiv, procurorii constataseră că era un prejudiciu imens cu care se puteau construi 11 spitale și alte lucruri. Și am avut aceeași poziție. Omul respectiv era din PSD. Adică este una să vorbim de iluzii și alta să vorbim de lucruri reale. V-aș ruga puțină atenție la ce spun eu ca să-mi răspundeți la ce am spus, nu la ce credeți dumneavoastră că vreți să-mi răspundeți. Mulțumesc! Mai dorește cineva ca să nu... Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să menționez următorul lucru și să nu-l uităm. Vaccinul a salvat vieți. Nu pot să stau aici în calitate de senator al României, în calitate de mamă, să nu vă aduc aminte, colegi, că este foarte important asta. Aud că erau bune niște economii la buget. Când? Când pierdeam mii de oameni în spitale? Fiecare din familiile noastre aveau aceste griji. Ce făceam atunci? Ne puneam problema dacă plătim o doză de vaccin sau nu? Aduceți-vă aminte, ianuarie, februarie, martie, aprilie, când tot timpul a crescut atunci nevoia de vaccin și oamenii căutau acele doze. Cât ne sunam între noi, cât încercam să găsim vaccinul potrivit pentru cel drag. Și acum să ne ducem la economiile de la buget, să aruncăm în stânga și în dreapta cu cifrele. Mă bucur că a ieșit ministrul sănătății și a spus că cifra consumată până la acest moment este de 500 de milioane de euro. Ca mamă consider că este prea puțin pentru câte vieți s-au salvat. Vă amintesc că numai în ultima săptămână ministrul Rafila a anunțat că s-au pierdut 23 de vieți ca urmare a acestei pandemii. În ultima săptămână, și suntem în 2023, în noiembrie, continuă tragedia în aceste momente. 23 de familii și-au pierdut pe cei dragi. Ce să facem? Să nu le mai plătim vaccinurile, să întrerupem vaccinarea în România, să nu mai luăm tratament. Doamna,
Doamna senator, colegi, vă rog să încheiați. Să avem grijă la ce ne raportăm. În rest, da, justiția să-și facă treaba și să-și facă treaba corect. Mulțumesc. Da. Domnul senator Câțu. Mulțumesc, doamnă președinte. N-aș mai fi intervenit dacă nu erau iarăși aduse în discuție cifre de la PSD, nu știu ce se întâmplă, dar cum explicați, domnule Mașcanu, vă spun și numele, ca să puteți să răspundeți, că noi am împrumutat în pandemie mai puțin cu vreo 40 de miliarde de lei la dobânzi de 4 ori mai mici decât împrumutați astăzi, pe timp de pace, fără niciun fel de probleme? Cum explicați acest lucru românilor? Cum explicați că luați, dați pe dobânzi doar 30 de miliarde de lei mai mult decât bugetul Ministerului Transporturilor? Cum explicați românilor că ați depășit datoria publică și noi n-am depășit-o în pandemie de 5% din PIB? Acestea sunt cifrele. Nu mai veni să spuneți despre acea perioadă. Da, au fost făcute împrumuturi, dar nu. Și niciun moment n-au fost la fel de mari, la fel de prost administrate, la dobânzi așa de mari, cum sunt acum pe perioada de pace. Noi aveam o pandemie, cea mai mare din ultima 100 de ani, a spus-o și noastră. Dumneavoastră, ce scuză aveți astăzi? Și foarte atenți, mare atenție, astăzi deficitul este la 4% din PIB, estimat la 4% din PIB. Și deja, premierul României, prin 80 de hotărâri de guvern, a dat 25 de miliarde de lei proprie semnătură din fond de rezervă, fără rectificare bugetară. Cum justificați această risipă a banilor în fața românilor? Pentru mine sunteți vinovați. Mulțumesc. Mai domnul senator. Domnule președinte, sigur că pot exista critici și vor fi întotdeauna la toate guvernele, inclusiv ale guvernărilor PSD, și ne le asumăm. Dar am lăsat țara la 2,8% deficit, la 36% procent din PIB a datoriei și au continuat cu 9,2% deficit, cu 200 de miliarde împrumuturi, motiv pentru care acum plătim dobânzile pe care le plătim, rostogolim împrumuturile respective și încercăm să scoatem din locul unde ne-a dus guvernarea Câțu România. Iar legat de pace, poate e bine să deschideți televizorul și pe știri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Nu. Atunci nu mai reiau partea introductivă. La această etapă mergem mai departe. Totodată, la articolul 163, alineatul 8 din regulamentul Senatului, se prevede că hotărârea privind cererea de urmărire penală se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. Potrivit dispozițiilor regulamentare, constatarea rezultatului votului și întocmirea procesului verbal se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Urmează să alegem o comisie de numărare a voturilor și pentru întocmirea procesului verbal, formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Rog grupurile parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru comisia de numărare a voturilor. Are cuvântul liderul grupului parlamentar PSD. Având în vedere că specialistul nostru numărat voturi are o problemă în familie și nu e prezent, domnul Ioan Deneș va face parte din Comisia de Numărare. Mulțumesc. Mulțumesc. Și aici e nevoie de specialitate de clasă. Domnul senator Fenechiu. Mulțumesc, domnule președinte. Nici noi nu mai avem specialistul. Din comisie va face parte domnul senator Mihăiță Dohotar. Mulțumesc. Grupul parlamentar USR.
Din partea grupului parlamentar USR va face parte Costel Vico. Mulțumesc. Vă rog, domnul senator. Din partea grupului parlamentar AUR va face parte domnul senator Sonin Mateescu. UDMR. Din partea UDMR, domnul senator Ceasar Caroi. Supun votului componența Comisiei de numărare a voturilor. Rog, votați. Din totalul de 86 de senatori prezenți, 85 au votat pentru, o abținere, aprobată. Stimați colegi, urmează să exercităm votul. În acest caz, vă reamintesc procedura de vot secret cu bile prevăzută la articolul 141 alineatul 6 din regulamentul Senatului Republican, respectiv. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru cererea de urmărire penală față de domnul senator Florin Vasile Câțu, fost prim-ministru, în dosarul numărul 243/P/2021 al Direcției Naționale Anticorupție. Bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra. De asemenea, ambele bile, introduse în urna neagră înseamnă abținere. Începem procedura de vot. Rog chestorii să vină pentru înmânarea bilelor pentru exercitarea votului. Achiței Vasile Cristian, a Elenei Evdochia, Anastase Roberta Alma, Anisie Monica Cristina, Antal Ișvan Laurent, Moager, imediat. Deci Moager și Negoi, stați să notez. Bun. Azamfirei Leonard, Banu Claudia Mihaela, Berea Cristinal, Bica Dănuț, Banu Claudia este? Bun. Bica Dănuț prezent, Bica Iulian, Bica nu este. Boanca Rodica, Bob Virgil Marius, Bob este. Bodea Marius, Bodoc Florian nu este. Bordei Cristian este. Bourceanu Septimiu este. Brătescu Liviu este. Breahnă Pravăț. Doamna Breahnă era pe aici. Ah, da. Busuioc Andrei. Prezent. Cadariu Constantin. Cadariu absent. Cazanciu Grobel prezent. Cătană Gheorghe. Cătan absent. Cernic Sebastian prezent. Chirteș Ioan Cristian. Chirteș. Nu este Chirteș. Cionoiu Nicușor prezent. Cioromela Valentin prezent. Ciucă Nicolae prezent. Domnul Câmpeanu Sorin prezent. Câțu Florin Vasile prezent. Corlățean Titus prezent. Da. Cosma Dorinel prezent. Costea Adrian absent. Doamna Crețu Gabriela, prezent. Cristescu Ionel Dănuț, prezent. Cristina Ioan, prezent. Ceazar Carol Izolt, prezent.
Ceche Otilo absent, Cuc Alexandru Răzvan prezent, Darău Ambrozie prezent, Mircea Dăneasă este prezent, Deneș Ioan prezent, Dinică Silvia prezent, Dâncu Vasile absent, Dâncu Dogariu Eugen absent, Dohotar Mihăiță prezent, Dragu Anca absent, Dunca Marius Alexandru, Feier Laslo Eudon absent, Fenichiu Cătălin prezent, Firea Gabriela prezent, da, Firu Stella prezent, Ovidiu Florian prezent, Genoiu Mihail prezent, Georgescu Laura prezent, Ghica Cristian absent, Grica, da, Gorghiu Alina Ștefania absent, Guran Virgil prezent, Hangan Andrei prezent, Hatos Adrian absent, Humelnicu Marius absent, Ioan Raluca Gabriela prezent, Iordache absent, Iovanoviș Șoșoacă prezent, Ivan Dan absent, Covaci Irina absent, Laslo Otilo absent, Lavric Sorin prezent, Matescu Sorin prezent, Matei Constantin Bogdan prezent, Matieș Călin absent, Mazilu Liviu absent, Mihai Alfred Laurențiu absent, Mihail Radu Mihai absent, Mircescu Ionarcis prezent, Mircescu prezent, Mirea Simenica prezent, Mândruță Gheorghiță absent, Moager prezent, Moș Patricia Simina prezent, Muntean Lucica absent, Mureșan Claudiu prezent, Mutu Gabriel prezent, Nazare Alexandru absent, Neagu Ionuț prezent, Neagu este prezent, Neagu Nicolae prezent, Negoi prezent, Niculescu Țăgârlaș absent, Novac Levente prezent, Oprea Ștefan Radu absent, Oprinoiu prezent, Oros Nechita Adrian absent, Pandea Ciprian prezent, Pauliu Nicoleta absent, Pălărie Ștefan prezent, Petcu Toma absent, unde ai fost, mă? Mihai Alfred Laurențiu, v-am pus absent, acum ați apărut, prezent. Pistru Eusebiu, absent, Pârvulescu Eugen, prezent, Popa Maricel, prezent, Popescu Ion Dragoș, prezent, Postic Andrei, prezent, Potecă Vasile, prezent, Poteraș Cosmin, prezent, Prioteasa Ion, prezent, Pufu Vlad absent, Puiu Ovidiu, prezent,
Purcărin Bianca? Purcărin, Purcărin. Absent. Răcuci Claudiu Vasile. Răcuci. Absent. Răducanu Sebastian? Absent. Răzmeriță Cornel? Romașcanu Lucian, prezent. Rotaru Ion, prezent. Rujan Ion Cristinel, prezent. Zbârnea Liliana, prezent. Scarlat George, Scarlat George, absent. Spătaru Elena, prezent. Stan Ioan, Stan Ioan, absent. Stănescu Paul, absent. Stocheci, prezent, pardon. Domnul Stănescu prezent, Stocheci Cristina prezent, Străinu Cercel prezent, Stroie Felix, Tancios Barna absent, Târziu Claudiu prezent, Tâlvăr Angel absent, Toanchină Marius prezent, Torma Adrian Constantin prezent, Trifan Raul, absent. Trufin Lucian, Trufin Lucian, absent. Tiroș Lorand, prezent. Țapu Nazare, prezent. Vela Ion Marcel, prezent. Veștea Mihail, absent. Vicol Costel, Vicol, Vicol, prezent. Vlad Sergiu, prezent. Vlașin Sorin, Vlașin, absent. Prezent. Voiculescu Liviu Dumitru, absent. Zamfir Daniel, prezent. Trufin, 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 prezent, da? Bun. Zob Alexandru Robert, prezent. Bun. Al doilea apel. Băca Iulian, absent. Boanca Rodica, prezent, da? Ai fost, da? Așa. Bodoc Florin, absent. Cadariu Constantin, absent. Cătană, absent. Chirteș Ioan, absent. Costea Adrian, absent. Ceche Otilo, absent. Dâncu Vasile, absent. Dogariu Eugen, absent. Dragu Anca, absent. Fer Laslo Eudon, absent. Ghica Cristian, absent. Gorghiu Alin, absent. Hatos Adrian, absent. Iordache Ion, absent. Ivan Dan, absent. Kovaci Irina, absent. Laslo Otilo, absent. Matie Șcălin, absent. Mazilu Liviu, absent. Mihail Radu, absent. Mândruță Gheorghiță, absent. Muntean Lucica, absent. Nazare Alexandru, absent. Niculescu Țăgârlaș, absent. Oprea Ștefan, absent. Oros Nechita, absent. Pauliuc Nicoleta, absent. Petcu Toma Florin, absent. Pistru Eusebiu, absent. Pufu Vlad, absent. Purcărin Bianca Mihaela, absent. Răcuci Claudiu, absent. Răducanu Sebastian, absent. Scarlat George, absent. Stan Ioan, absent. Tancios Barna, absent. Tâlvăr Angel, absent. Trifan Raul, absent.
Veștea Mihail, absent. Voiculescu Liviu, absent. Și cu asta am încheiat. Sergiu, vreau și eu să votez, că n-am apucat. Stimați colegi, în timp ce se numără voturile, continuăm lucrările și trecem la secțiunea a patra a ordinii de zi. La punctul 1 al ordinii de zi avem propunere legislativă privind modificarea și completarea legii numărul 217 din 2023 pentru modificarea și completarea legii 286 privind codul penal, a legii 135 din 2010 privind codul de procedură penală, precum și a legii autovizarului numărul 504 per 2002. L590.